Și încă o carte, de data aceasta mai Stufoasă, bine, da, și ca și episodul nostru de astăzi. Vindecarea drept oricărui creștin, Tiberiu Andrei Ionesi, cei doi pe care îi știți de pe canalul Filip și Andrei, sau Andrei și Filip, nu? Canalul de YouTube, sunt doi tineri din frați de trup, din Pudna, care merg și se roagă pentru bolnavi, au o lucrare deosebită, au și o asociație și citiți cartea, că este o carte foarte bună, urmăriți că spun lucruri interesante despre vindecarea creștină. Multe lucruri să le vorbim astăzi, dar nu reușesc să comprim totul. Și am scris cartea asta acum un an și ceva și plus multe comprimate învățăturile din Biblie despre vindecare. Aveți acolo în spate și le aveți cadou. Oricine nu are, poți să le ia. Cadou, nu știu să-mi spuneți. Și v-am zis, cartea asta o să vă răspundă la foarte multe întrebări. Vindecare, dreptul oricărui creștin. Eu îmi imaginez că voi sunteți acum tradiționaliști, o biserică tradițională care funcționează după tradiții și obiceiurile standard ale bisericilor evanghelice din România. De obicei, în bisericile tradiționale, în care am crescut și acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu și am un foarte mare respect pentru lucrul ăsta, de obicei, pentru bolnavi ne rugăm cu liste. Avem o listă acolo de bolnavi, frumos, listă, cu tare, se face rugăciunea de iertare, mulțumiri, mântuirii, vindec și la urmă pentru bolnav, rugăciunea pentru bolnav și la rugăciunea pentru bolnav și na, dacă mai sunt cauze și se ridică 2-3, spun, na, ne rugăm pentru fratele X, pentru fratele Y, așa, dar de obicei cazul este de alea în care mai are două zile de trăit, deci nu se aduc înainte la Dumnezeu cauze de asta, precum, nu știu, mă supără stomacul, na, deci pe lista de bolnavi ajungi dacă ești grav. Numai cine are, e un mare har să ajungi pe lista aia. O favoare. Și se pune pe lista de bolnavi și în timpul rugăciunii ne deschidem ochii și ia ducem înainte Dumnezeu pe toți din listă. Frate Petru, la și televizor mic aici, nu-ți încape. A, n-aveți de asta? Bine. Și în rugăciune, ceva de genul. Doamne, îndură-te de Y, Doamne, îndură-te de cutare, Doamne, aduc... Mai treci pe la patul lui, Doamne, așa, Doamne, așa. Marți, așa joi, așa duminică, dimineața, așa duminică, seară. Și iară de la capăt, o săptămână, două, trei, o lună, două, trei, 10 ani, 20. Și, din păcate, în ultima vreme, parcă s-o vindecat aia care nu sunt pe lista de bolnavi. De aia care sunt pe listă, cum zicea și Gabi, doar dacă mai murea cineva dintre ei să mai scădea. Și acum dacă ne uităm în Biblie, nu vedem așa ceva. În Biblie nu vezi Apostolul Pavel după ce încheie o epistolă, se spune fratelor și să nu uitați, să amintiți în rugăciune pe X, pe Y, pe Z, pe mama, pe tata, pe fratele cu tare care e bolnav în spital, pe fratele cu tare să-l amintiți în rugăciune. Nici măcar pe Trofim nu i-a zis, bă, să vă rugați pentru Trofim. Nu au zis. Oricum, vis-a-vis de Trofim, spuneam la frați, cum a zis și Gabi, cuvântul pentru bolnav de acolo, când spune că l-am lăsat pe Trofim bolnav în Milet, cuvântul pentru bolnav e asteneia, din care derivă și cuvântul nostru românesc, astenie, adică slăbiciune, a fi slăbit. Oricum, Trofim nu muri de boală, asta e clar. Nici un apostol din Biblie nu muri de boală. Nici măcar un apostol din Scriptură nu muri de boală. Dacă mergem în 1 Corinteni 11 cu 30, cuvântul Domnului spune așa. Din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Deci Pavel exprimă problemele astea de boală din biserică ca și o problemă. Deci efectiv le reproșează că au bolnavi în biserică. O să spui, ei, oameni buni, din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Pavel nu a zis-o, băi, între voi sunt bolnavi? Da, bine. Slavă Domnului, sunteți iubiți de Domnul. El nu a zis-o, băi, aveți bolnavi? Slavă Domnului, înseamnă că Dumnezeu vă cercetează, Dumnezeu vă iubește. Pavel a folosit lucrarea asta a bolnavilor ca și o slăbiciune a bisericii. Într-o biserică a lui Hristos e o slăbiciune să existe bolnavi. Și dacă sunt, trebuie rezolvate problemele astea. Și ca un reproș spune, măi, din pricina asta
Sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. Și spune, pentru că nu deosebiți trupul Domnului. În contextul lor în care le-a fost dată cina Domnului, pâinea reprezintă vindecarea lui Dumnezeu. Reprezintă trupul Domnului care a fost rănit pentru vindecarea noastră. Ăia nu luau pâinea ca pentru vindecare, luau ca un steak. Și pentru că ei nu deosebeau, adică ei nu înțelegeau că pâinea aia, dacă ei o iau cu credința că îi vindecă, o să fie vindecat. Ei, pentru că nu înțelegeau lucrul ăsta, rămâneau bolnavi. Și unii chiar mureau. Și le-au spus, mă, din pricina asta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. De ce? Pentru că nu deosebiți trupul Domnului, nu-l înțelegeți cum trebuie. Nu că îl îmbolnăvește Dumnezeu pe un om dacă ia cina cum nu trebuie. Că Dumnezeu nu mai nu a dat cina ca un nou mod de a te îmbolnăvi. Dumnezeu nu a murit pentru tine ca să-ți dea oportunitatea de a te îmbolnăvi. Dumnezeu nu ne-a dat cina Domnului ca o... Bă, hai să cât o variantă. Cum să se mai îmbolnăvească oamenii? Cum să... Cina. Gata. Dumnezeu nu a dat cina Domnului pentru răul nostru. Cina e o lucrare extraordinară de frumoasă. Și ne aduce biruință și vindecare fizică dacă o deosebim cum trebuie și dacă o înțelegem cum trebuie. Amin? Apostolul Iacov, în 5:14, spune așa. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului? Și acum spune variantele. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Nu spune că roagă-te, fă-i ungerea și dacă va vrea Domnul, va fi vindecat. Roagă-te, fă-i ungerea și dacă îi spre vindecare, va fi vindecat. Dacă nu... Deci dacă te uiți în contextul ăsta, efectiv Iacov garantează vindecarea prin rugăciunea făcută cu credință. Pavel, Iacov nu dă opțiuni aici. Spune, este cineva bolnav să vină, să se roage și o să fie vindecat. Deci nu-ți dă portițe că sunt 30 de oameni, hai dați-o în față. Ne rugăm pentru toți, facem ungerea la toți, totuși vor fi vindecați doar aceia pentru care Dumnezeu are un plan să-i vindece. Dar nu scrie așa ceva. Spune că rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Punct. Iacov garantează faptul că dacă vii cu credință înaintea lui Dumnezeu, vei fi vindecat. Amin? Și dacă ne punem așa în contextul Bibliei, cu modelul nostru tradițional de rugăciune, ar fi așa de irelevant în Biblie. Imaginează-vă cum ne-am rugat noi pentru ologul de la Poarta Frumoasă. Pace Domnului. Pare rău. Dar să știi că Dumnezeu te-a găsit vrednic pentru asta. Să știi că nu oricine poate să ducă așa ceva. Dumnezeu te-a găsit pe tine mai tare și ți-a dat problema asta. Uite, noi te aducem înaintea Domnului. Mergem la biserică, la adunare și ne rugăm pentru tine. Vrei să te punem pe lista cu bolnavi? Și îl punem pe lista cu bolnavi, pe ologul ăla de la Poarta Frumoasă, și ne rugăm. Îi punem pe genunchi, în băncuță, frumos, în fața băncuțe. Pe genunchi, Doamne, am mers azi și am văzut pe ologul ăla. Îndură-te de el. Noi, dacă am fi așa, faci. Dacă ar muri Tabita, ce am face? Mi-aduc aminte de predica fratelui Gabi, când au mers la Lazar. O să hai că Lazar e bolnav. Domnul Iisus oricum n-avea cum să ajungă acolo. Sunt vreo... Dacă nu greșesc, vreo 3-4 zile de mers pe jos. Între de unde era Iisus până unde era Lazar. Oricum n-avea cum să ajungă fizic Domnul Iisus până la Lazar înainte de a muri. Și... Se pornește Domnul Iisus să se roage pentru Lazar. Când ajunge, vine Maria, Doamne, dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit fratele meu. Și Domnul Iisus și spune, a murit? Bă, îmi pare rău, eu am vrut. Dacă a murit, înseamnă că așa o decis Dumnezeu. Și a plecat. Vă dați seama că la noi, de cele mai multe ori când moare un om, pentru noi e clar. Domnul nu a vrut.
Că dacă vrea, îl ținea viață până ajungem noi. Culmea, Hristos nu s-a oprit. A murit? Nu-i problemă. Eu știu care e voia Tatălui meu. Și-a mers și din morți l-a înviat. Uite un caz în care nici măcar moartea unui om nu a însemnat că Dumnezeu a vrut să se întâmple asta. Nici măcar moartea unui om și nici la Tabita, aceeași treabă. Și la Tabita nu întârzea Petru, l-a mers repede. Dumnezeu a vrut să-i facă bine. Eu sunt conștient de faptul că la un moment dat oamenii ăștia tot au murit. Dar nu cred că ar trebui să moară un om atunci când dictează vrăjmaș. Eu vreau ca un om să plece la Dumnezeu atunci când omul vrea să plece acasă și Dumnezeu îl cheamă. Și Dumnezeu nu are nevoie de boli și probleme să te cheme acasă. El nu-i... Hai să fim serios. Dumnezeu e un Dumnezeu atât de minunat. El nu ne poate lua acasă așa. Mi-amintesc de apostolul credinței, de Smith Wigglesworth. Nu mai știu la ce vârstă. Era la un priveghi, la ultimul prieten al lui. Și s-a uitat roată. Și a zis, Doamne, dar toți prietenii mei au murit. Eu am rămas aici singur, în plus. Eu cred că mi-am sfârșit alergarea. Ia-am acasă. Și-a căzut jos și-a murit. Și un prieten de-a lui, știu că i-a luat trupul și-a făcut niște studii pe el, care era doctor, și-a zis, măi, în viața mea de când sunt medic, eu n-am întâlnit organe mai sănătoase ca la omul ăsta. Nici măcar la copii n-am întâlnit atât de sănătoase organele ca la omul ăsta. Nu înțeleg ce-a murit. Spune că Avram, când și-a sfârșit alergarea, și-a tras picioarele în pat și și-a dat Duhul. Nu cred că e relevant pentru noi să așteptăm probleme în viața oamenilor ca Domnul să ia acasă. Dacă, Doamne ferește, au venit probleme în unii oameni și oamenii aia de greu problemelor vor să meargă acasă și și-au sfârșit alergarea, dacă e decizia lor, Dumnezeu le respectă. Dar să nu luăm învățătura asta să o generalizăm și să spunem că atunci când se întâmplă lucrurile e pentru că așa au vrut și Dumnezeu îl cheamă acasă. Că mai aud prorocii. Pregătește-te că te curăți și te iau acasă. Că parcă sângele lui Iisus nu te-a curățat, trebuie să te curăți boala. Matei 10:8. Uite cum îi trimite Domnul Iisus pe ucenici să se roage pentru bolnavi. Dumnezeu îi trimite pe ucenici și le dă următoarele indicații. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată să dați. Cui îi spune Dumnezeu să vindece bolnavi? Ucenicilor. Cui îi spune Domnul Iisus să învieze morți? Ucenicilor. Pe cine delegă Iisus să scoată afară draci? Pe ucenici. Luca 10:9. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo. Cine să vindece? Deci, teoretic, ucenici. Până acum așa pare. Luca 9:2. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Pe cine i-a trimis Iisus să tămăduiască pe cei bolnavi? Pe ucenici. Într-un anume sens, noi, ca și ucenici, suntem chemați să vindecăm pe bolnavi. Dar, tehnic, El îi vindecă. E ca și cum eu sunt medicul. Dumnezeu ne-a chemat să fim niște medici. Ca și medic, tu nu poți vindeca. Dar tu, dacă nu tratezi omul și dacă nu-l operezi, el nu se vindecă. Vindecarea în sine, puterea vindecării a trupului oferă Dumnezeu, dar procesul ăsta al vindecării începe doar în momentul în care medicul pune mâna și face ceva. Dacă medicul nu face, persoana nu se vindecă. În același fel, nu medicul vindecă, ci Dumnezeu, dar medicul cumva inițiază procesul ăsta al vindecării. Noi suntem ca niște trimiși al lui Dumnezeu, niște mesageri al lui Dumnezeu. Și mesagerul nu creează mesajul pe care trebuie să-l ducă. Mesagerul doar îl livrează. Dar dacă nu îl livrează, n-ajunge.
Deci noi suntem niște curieri ai lui Dumnezeu care trebuie să livrăm vindecare și eliberare oamenilor. Tehnic vorbind, nu noi vindecăm, dar, cum să zic, literal vorbind, nu noi, dar noi. Înțelegeți ce zic? Deci chiar dacă sună comic, că încerc să fiu fin, că știu că e sensibilă treaba, nu noi ca oameni. Noi doar suntem împuterniciți de Dumnezeu să stăm la îndemâna Lui, să vindecăm pe bolnavi, să scoatem afară de aici. Spune, dar vis-a-vis de asta că eu vindec, noi vindecăm bolnavii, dar nu noi. E ca la evangelizare. Sunt așa de amărât când văd că vin unii, când se folosește exemplul ăsta și aici merge, știi? Azi am evangelizat 10 oameni. Slavă Domnului! Dar ia du-te și spune, azi am vindecat 10 oameni. Cum? Tu să vindeci? Ca la evangelizare. Dumnezeu ne-a trimis să trimitem mesajul lui Hristos ca oamenii să se pocăiască. Și dacă oamenii primesc cuvântul nostru și se vor pocăi prin credință și vor crede, vor fi iertați, vor fi mântuiți. Dar dacă eu nu mergeam să-i predic Evanghelia, mai era el mântuit? Nu. Eu l-am mântuit? Nu. Tehnic nu. Dumnezeu l-a mântuit. Dumnezeu a murit pentru el, nu eu. Doar că eu trebuie să stau la îndemână la Dumnezeu să canalizez ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru omul ăla. Cred că ați înțeles la ce ne referim. Și țineți minte versetele astea. Matei 10:8. Vindecați pe bolnavi. Luca 10:9, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo. Luca 9:2. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Pregătit întâi 12 ucenici, după aia 70, la urmă Dumnezeu a spus că mai vrea ucenici. Și a zis, mergeți în toată lumea și faceți alți ucenici și învățați să păzească tot. Tot ce v-am poruncit. Cumva m-am întrebat, de ce nu se mai vindecați bolnavi așa ca în Biblie? De ce când ne uităm în Biblie, parcă citim basme și aici pe teren e alt planet? Păi în timp, cumva rezultatele astea minunile au scăzut, încet, încet. Rezultatele au scăzut, slujitorii lui Dumnezeu au fost tot mai puțini. Nu s-au ucenicizat alți oameni care să lucreze în domeniul ăsta al semnelor și a minunilor și a lucrării Duhului Sfânt. Și încet, încet s-au pierdut. Dar știți ce nu s-au pierdut pe teren? Bolile. Bolile au rămas. Și oamenii au fost nevoiți să caute niște înțelegeri a problemelor de pe teren, doar o trebuie să o caute dintr-o perspectivă lipsei de minuni. Ei nu mai putut să caute adevărul biblic din prisma posibilității de a fi vindecat om. Ei nu mai văzut așa ceva. Ei nu mai știu că se poate. Ei vedeau să îmbolnăvea om, sănătate. Nu era sănătate, dacă ar fi fost. În ideea asta, oamenii, de-a lungul timpului, au început să caute învățături despre cum să justifice eșecurile și lipsa minunilor. Și încet, încet s-o creat doctrine așa bine îmbibate, bine, foarte complexe, așa, care să justifice starea asta de stagnare a lucrării Duhului Sfânt. Și așa au început, mai o învățătură, mai o învățătură, mai una, mai o luminiță, mai o sclepeniță de asta, tot felul de versete și de chichițe, până la urmă s-au ajuns exact invers. Că Dumnezeu aduce problemele alea, că problemele au un scop, că trebuie să ceri probleme, că prin ele Dumnezeu te curăță și dacă n-ai probleme, ești fiu din curvie. Deci s-a inversat total. Și-a adus biserica într-un stadiu în care nu mai crede că Dumnezeu vrea să vindece. Voi vă dați seama unde am ajuns, că noi ca și creștini avem mai multă credință în doctor decât în Dumnezeu? Dacă mergi la Dumnezeu, ne punem pe genunchi și spunem, Doamne, aș vrea să mă vindeci, vrei? Ești așa și așa. Cel mai probabil te tem că spune nu. Dar dacă mergem la doctor și spunem, domnule doctor, vrei să mă vindeci? Ce spune doctorul? Da. Deci doctorul, pe niciunul, ar fi culmea să mergem la doctor și doctorul să spună, încă nu-i timp.
Da, vă dați seama, oameni buni, ne-am ajuns. Noi avem credință mai multă că un doctor vrea să ne facă bine decât Dumnezeu. Noi avem credință că străinul, vecinul, ne-ar ajuta mai mult decât o face tatăl nostru. E ca și cum ar merge un copil la străin să ceară de mâncare, că se teme dacă mergi la taicu, nu știi sigur dacă îi dă. În Noul Testament nu îl vedem nici pe Iisus și nici pe vreun ucenic să respingă vreun bolnav. Niciodată. Nu există niciun scris care să spună, dau câteva exemple, să vină un bolnav la un ucenic sau la Domnul Iisus și să spună, nu vreau să te vindec. Sau nu ești vrednic. Nu ești vrednic să fii vindecat. Sau nu-i timp acum ca să fii vindecat. Nici măcar, și asta e o responsabilitate mare pentru slujitori, nici măcar n-ai destul de credință. Nu-i spune, nu ești destul de pocăit. Nu-i spune, nu te-ai rugat destul. Pare rău, vine mâine. N-ai postit destul. Mai trebuie vreo, ia 3 zile de jertfă și vin înapoi. Nu există așa ceva. Nu spune, vezi tu, îți aduci aminte acum vreo 30 de ani când ai dat un străchin și ai făcut tăși-ți-o vinit în cap. Uite, problemele astea sunt o pedeapsă, știi? Acum tu ți-i spășești problemele alea. Eu dacă vrei te vindic, dar mai mergi în iad. Eu te vindic, dar mai ești fiu din curvie dacă te vindic. Nu au zis la nimeni așa ceva că e pedeapsă, că-i... sau să-i spună, ăsta e cuptorul lui Dumnezeu pentru tine. Să vină orbul ăla de la când l-o trimis la scăldătoare să spună, uite, Dumnezeu a știut din preștiința Lui că tu dacă ai să vezi, când ai să fii mare așa la 22 de ani, ai să faci toate prostiile de pe lume. Și ca să te protejeze, te orbit, că mai degrabă să mergi în cer orb decât văzător și păcătos. Și în iad. Nu există așa ceva în Scriptură. Nu există în perioada Domnului Iisus de pe pământ vreun exemplu în care cineva să fie respins de Iisus. Este? Și noi când citim Scriptura ne-e atât de clar că noi dacă avem probleme și se presupune că ne putem transpune în, acum 2000 de ani în fața lui Iisus când erau bolnavi acolo și noi mergem înaintea lui Iisus în gloatele alea mari și te atingi de Domnul Iisus. Ce zici? Te vindeci sau nu? Te vindeci sau nu? Dar cum? Dar nu te curți. Dar nu te temi că nu-i timpul. Nu te temi că mai ai ceva de mărturisit. Nu te temi că dacă te duci în lume, dacă te vindeci. De ce nu te temi? Pentru că în Biblie nu există așa ceva. Dar de ce acum când vii astăzi, te temi? Pentru că am avut parte de învățătură nebiblică. Pentru că am avut parte de o învățătură tradițională care ne-a adus într-o altă înțelegere care ne face să ne simțim bine atunci când suntem bolnavi și în probleme. Dar dacă mergeai pe vremea aia, n-aveai gândirea asta. Eu cred că asta e un mare impediment pe care îl avem și noi slujitorii. Învățăturile astea, ei nu le aveau. Deci bolnavii care veneau atunci înaintea lui Iisus, ei n-aveau frica că Dumnezeu nu vrea să-i vindece. La deci nu exista ideea că Dumnezeu curăță prin boală. Niciodată nu-i trecut prin cap. Ei știau. Doamne, dacă vrei, tu poți să mă vindeci. Da, vreau, ei știa. Spune că fiecare din ei încerca să se atingă de el, că din el ieșea o putere care vindeca pe toți. Vă dați seama ce diferit e acum, că foarte, foarte, foarte rar avem și noi harul să se întâmple să se vindece toți. Să dea Dumnezeu o trezire în țara asta și să scriem capitolul 29 din Faptele Apostolilor. Amin? Să se scrie și despre noi că la o întâlnire căutau să se atingă de acel slujitor a Domnului, nu pentru că era slujitor, ci pentru că era Hristos acolo. Și toți care erau bolnavi au fost vindecați. Așa să se întâmple. Amin? Amin. Acum, un fel de gândire
E că uite, Domnul Iisus când a fost pe pământ, i-a vindecat pe toți și era foarte bun, i-a iertat pe toți. Dar el a vrut să explice altceva, dar Tatăl, Dumnezeu, nu e așa. Dumnezeu e diferit, Dumnezeu e, na, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus, el să facă bine ca să dea exemplu, dar el nu e așa. Și dacă ne uităm în Ioan 5:30, vom vedea că tot ceea ce a făcut Iisus e de fapt manifestarea voii lui Dumnezeu. Spune Iisus, eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Deci toate lucrurile pe care le-a făcut El pe pământ reprezintă voia Lui Dumnezeu. Ioan 6:38. Căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Ioan 5:19. Adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Iisus nu poate face nimic de la sine, El face doar ce vede pe Tatăl făcând. Iisus a văzut că Tatăl făcea din astea. Și Iisus niciodată n-a îmbolnăvit pe cineva, niciodată n-a luat pe unul de mulțime, vină coace. Te-ai sfădit cu nevasta? Trizele în pat. Deja îmi imaginez că trei sfeturi cădeau la pământ. Evrei 1:3. O să-l citesc pe ăsta. El, Iisus, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Parafrazat, Hristos este oglindirea Tatălui. Este întipărirea ființei Tatălui. Hristos a fost oglindirea exactă a Tatălui. Eu dacă am o oglindă în față, pe cine văd? Pe cineva exact ca mine. Hristos este exact ca Tatăl în voie, în dorințe, în acțiuni. Deci tot ceea ce vezi că a făcut Hristos atunci când era pe pământ, ăla este cu adevărat voia Tatălui. Deci ideea că a vrut să facă bine la oameni, că a vrut să-i scoată de sub apăsarea întunericului, că a vrut să le facă bine, să-i ajute, i-a și mustrat. E drept, i-a mustrat și Dumnezeu ne mustră câteodată, dar la nimeni nu a dat vreo lovitură prin boală sau necazuri. Pe nimeni nu a blestemat Dumnezeu. Eu luam și pe farisei și eu certat cât o putut de mult. Dar niciodată nu a venit și eu zis, fii atent. Ți-i ajunge, tu ai hulit numele Domnului. Niciodată. Astfel că Tatăl și-a descoperit voia Lui absolută prin viața și manifestarea Lui Iisus Hristos pe pământ. Revenind la trimiterea ucenicilor, Iisus spune în Ioan 14:12. Cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă altele și mai mari decât acestea. Deci lucrările astea de eliberare și de vindecare, că asta se referă atunci în context, chiar trebuie să vedem mai clar. Ioan 14:12. Ioan 14:12, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Deci se referă la împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Cer ceva de la Dumnezeu, se împlinește. Se referă la lucrările lui Dumnezeu, la binecuvântările lui Dumnezeu. Acum, dacă vreți să deschideți împreună la Matei 17:14, o să stăm un pic pe textul ăsta, că e un text atât de bogat, și să analizăm o eliberare pe care ucenicii nu au reușit să o facă. Matei, capitolul 17, de la 14. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis, Doamne,
Ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Deci însă și ideea asta că omul ăsta l-a adus pe copilul lui la ucenici, înseamnă că în sat, în localitate, se știa că dacă l-a adus la ucenici, se vindică. Doar că aici a fost un eșec. L-a adus la ucenici și n-au reușit să-l vindece. Totuși, nu s-a oprit omul ăsta. El nu a zis, nu s-a vindecat, înseamnă că nu vrea Domnul. Că dacă vroia Domnul, vindeca, ci doar nu s-a uitat Dumnezeu la oameni. Deci înseamnă că nu vrea Domnul, nu-i timp. Nu, omul nu avea barierele astea în cap. El știa una și bună, băiatul meu trebuie să vindece. Și fii atent ce răspuns îi dă Iisus la situația asta, că n-au putut să-l vindece. Imaginează-ți altfel. Să ne aducă Dumnezeu un bolnav aici în față, să vină un bolnav în față și noi să mergem în trimiterea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru el. Și ne rugăm, dădeam tot ce știm. Și nu se vindică. Și nu se vindică, spune, Doamne, am făcut ce am știut. Și zice, nu a fost voia ta, când a fi voia ta, suntem aici, Doamne. Și imaginează-ți că vine Iisus și ce spune? Neam necredincios. Neam necredincios și pornit la rău. Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Adu-l la mine. Iisus a plasat responsabilitatea asta pe ucenici. Și mai mult de atât, mai grav de atât, Iisus a plasat vina faptului că omul ăla nu-i vindecat pe cine? Pe ucenici. Deci Iisus nu a venit cu pretexte precum nu a fost voia Domnului, nu a fost timpul, nu trebuia ca tu să-l vindeci, trebuia eu. Nu le-au venit cu pretexte, ați luat-o înaintea Domnului, v-ați grăbit. Nimic! Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară de el și beatul s-a tămădit chiar în ceasul ăla. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte. Noi, de ce n-am putut să-l scoatem? Întrebarea asta să ne însoțească și pe noi când avem eșecuri. Noi, de ce n-am putut să-l scoatem? Să nu avem întrebări pe cum, Doamne, dacă asta e voia ta? Sau, Doamne, de ce nu vrei să-l vindeci, Doamne? Doamne, până când vei zăbovi să... Știți cum sună rugăciunile. Și răspunsul lui Iisus Hristos e simplu. Din pricina puținei voastre credință. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Care-i vina faptului că Duhul ăla nu a ieșit afară? Din pricina a ce? A necredinței. A cui necredință? A ucenicilor. Deci, când o vindecare sau o eliberare nu se întâmplă, în primul rând, nu-i vinovat Dumnezeu. Nu-i vinovat Dumnezeu. Nu există scuze că nu a venit timpul, că omul mai are nu știu ce, că omul mai are nu știu ce, că așa. Nu. Nu există scuze. Dumnezeu vrea să-i facă bine. Și suntem conștienți că dacă am avea bolnavul ăsta grav, pe care l-am pus în lista bisericii, în capul listei, pe ăla grav, cu care avem 200.000 de prorocii, cât Dumnezeu îl folosește ca un exemplu pentru biserică, că ăla vine la biserică așa greu, în încărișor cum e, ca să fie un exemplu pentru tine, zor judecății, că el a venit la biserică în încărișor și tu nu. Cu 200.000 de prorocii, că ăla e un exemplu pentru biserică și l-a lăsat Dumnezeu acolo pentru tine, ca să-ți fii mărturie. Și nu-l vindică, că-i face rău. Pe exemplu ăla, dacă îl iei și îl aduci în fața lui Iisus, ghiți ce? Să vindică. Nu e mai un exemplu. Nu ne mai trebuie nimic. Încercăm să ne ascundem noi. Încercăm să ne justificăm niște eșecuri. Încercăm să îl luăm pe Dumnezeu de mână și să-i șoptim la ureche ce să le spună la proroci. Doamne, nu e așa că omul ăla trebuie să-ți mai înveți în minte. Adică, dacă mai are și probleme omul cu comportamentul, când îi mai vine o boală în omul ăla, biserica e super bucuroasă. Ha, în sfârșit. Apoi și trebuia una, frate. Și mai auzi prorocii că Dumnezeu să judică cu tine și vintra în pat de suferință.
culmea, culmea, că toate scuzele astea cad înaintea lui Hristos când ne punem în Scriptură. Și versetul următor, dar acest soi de dragi nu este afară decât cu rugăciune și post. Am studiu mai complex în carte vis-a-vis de subiectul ăsta. Vă spun așa pe scurt, în manuscrisele mai vechi de secolul 10, nu există cuvântul post. Pentru că, în primul rând, hai să vă explic altfel. În Luca, capitolul 9, versetul 1, spune așa. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, deci ăștia 12 s-au împărțit. 3 au mers cu Iisus la schimbarea la față și 9 din ei au rămas cu întărcitul ăsta la care nu au reușit. Dar când i-au luat pe ucenicii ăia și i-au trimis, au zis așa în Luca 9, 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Deci le-a dat putere celor 12 peste câți demoni? Peste câte soiuri de demoni? Peste toți. Spune iarăși în altă parte, vin ucenicii lui Ioan și zic, Doamne, dar noi postim. Ucenicii lui Ioan postesc, farisei postesc des, fac rugăciuni. Ucenicii tăi mănâncă și bea. Știți ce le spune Iisus? Ucenicii mei nu vor posti până mirele nu va pleca de la ei. În concluzie, au postit ucenicii cât timp a fost Iisus cu ei? Bun. Când constați că Iisus le-a dat putere peste toți demonii și Iisus le-a spus, nu postiți până nu plec eu. Dați seama cât de absurd ar suna să spun, Doamne, de ce n-a reușit? Păi dacă n-ai postit? Păi ori mi-ai dat putere peste toată puterea și mi-ai zis să nu postez, dar cum adică deodată bași vină pe mine că n-am postit? Sau cum adică există soiuri de dragi, e un level de la premium, știi, trebuie să te faci tu premium. E puterea Duhului Sfânt, light și premium. Și ăștia intră la altă categorie, știi? Bă, am uitat să vă zic, pentru ăștia trebuie post. Parcă duhurile reșe prin post. Dacă reșe prin postul nostru și prin rugăciunea noastră, ar trebui să spunem în numele meu, ieși afară. Tu știi că am postit 3 zile. Dumnezeu nu ne cheamă să nu ne interesăm de lucrurile astea. Trebuie să fim conștienți de adevărul Scripturii. Și adevărul Scripturii lăsat de Hristos e că Dumnezeu a dat putere ucenicilor peste toată puterea vrăjmașului. Amin? Nu avea nicio frică că sunt anumite duhuri care sunt prea tari pentru puterea lui Dumnezeu din tine. Că sunt niște duhuri grave. Deci, când mai văd pe ăștia că îmi explică, vrei să-ți le arăt, deci era așa și era așa și avea așa și era așa. E duh mare, greu, 100 de tone avea. Mai degrabă l-aș prezenta pe Hristos să fie mare și falnic și maestos. Dar nu-ți fac reclamă la dracu, poți să faci ce vrei tu. Cum adică să spui, băi, soi de la grav, e grav. Deci pentru asta trebuie pregătiri, frate. Nu te poți duce oricum. Noi nu mergem în lucrare de vindecare și eliberare pe baza faptelor noastre. Noi mergem în numele lui Iisus. Amin? Și în baza acestui fapt, nu avea frică că există anumite soiuri de duhuri care nu ies sau nu pot ieși, ci trebuie oameni cu daruri de. Nu există oameni care să fie specializați pe duhul ăsta. El are autoritate pentru duhurile astea. Și face un anunț pe eu scot duhuri de. Nu există așa ceva. Există puterea și autoritatea pe care l-a lăsat Iisus Hristos prin jertfa Lui și prin faptul că suntem copiii Lui, că numai copiii Lui au această autoritate și în numele Lui mergem să scoatem afară dragi. Amin? În concluzie, concluzia textului. Eșecul ăsta de a nu-l putea vindeca pe cineva nou în nicio scuză. Deci când un om nu-i vindecat, nu-i vindecat în pricina necredinței. Biblia arată două cauze pentru care oamenii nu-s vindecați. Necredința sau datinile oamenilor, învățăturile și tradițiile. Și dacă nu greșesc, cred că în Marcu, capitolul 7, versetul 13, Marcu 7 cu 13, Iisus spune așa, și ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră.
parafrazat, ați făcut fără putere, ați desființat, l-ați anulat. Pe cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, ați anulat-o prin datina voastră, prin obiceiurile voastre, prin lista cu bolnavi, prin învățătura că Dumnezeu dă probleme, prin învățătura că El face rana și tot El o leagă. Mai sunt unii care citează din versetul ăla din Deuteronom în care Dumnezeu spune vrăjmașilor lui Israel, aduți aminte că eu dau viață și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc, lumea tot acolo, vezi că Dumnezeu a zis? Măi, omule, acolo spune la necredincioși care dacă s-ar fi luat de evrei, Dumnezeu a promis că îi apără. Și era un verset destinat vrăjmașilor evreilor. Le-a zis, fii atent, dacă te atingi de poporul meu, ai de-a face cu mine. Dar cu atât mai mult noi care suntem împărăția lui Dumnezeu, nu ne va spune nouă așa ceva. Nici măcar evreilor nu le-a zis treaba asta, dar aminte nouă care suntem copii al lui Dumnezeu. Le-a spus vrăjmașilor evreilor că până la urmă e drept că Dumnezeu poate să rănească, e drept că Dumnezeu poate să facă rău, să omoare, dar nu face asta. Spune în Iacov, capitolul 1, versetul 13. Nimeni când este ispitit, și ceea ce e interesant în toată epistola Iacov, dacă nu greșesc, cuvântul ispitit e, nu scapă, e același pe care Cornilescu îl traduce ba ispitit, ba încercare. Ispitit sau încercat. Și întotdeauna când citiți ispitit, se referă la ambele sensuri, ispitit sau încercat. Și nimeni când este ispitit sau încercat, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, sunt încercat de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Nu poți să-L provoci pe Dumnezeu să facă rău. El poate să facă, dar nu vrea. Și nimeni când e ispitit să nu zică, sunt încercat de Dumnezeu, sunt ispitit, Dumnezeu mă ispitește, cât de penibil sună. Și așa zicem, mă încearcă Dumnezeu. Dumnezeu mă încearcă. Care spunea că? Dumnezeu vrea să te vindice. Că tu nu știi. Eu mai am zgură. În concluzie, pe sesiunea asta, asta vreau să înțelegem. Problemele vin de la vrăjmașul, nu de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit soluții să ieșim de acolo și Dumnezeu nou legământ ne-a trimis pe noi ca și ucenici, în baza faptului că spune chiar și cei ce vor crede vor scoate afară draci, dar spune că cei ce vor crede vor face și ei lucrările pe care le fac eu. Dumnezeu are doar ucenici, n-are ucenici membri. Dumnezeu n-are ucenici, are oameni cu dar, oameni cu slujbe și... Aia de pe ultima bancă. Aia de pe ultima bancă, știți, e scris în Evanghelia după Păreri, capitolul 4, că pentru ei Dumnezeu îi absolve de toate lucrările. Dumnezeu nu are pretenții de la dânși. Că foloseam un frate experiența, expunerea asta. Frate, eu n-am darul vestirii Evangheliei. Eu nu știu cum să vestesc Evanghelia la oameni, unul la unul. Mă, serios. Că dacă ai intrat într-o mare undeva și te-a luat vântul și au venit valurile și te-a luat ce era stenece. Și a venit unul cu colacul de salvare și l-a întins și te-a tras afară. Și vine televiziunea după aia să te întrebe cum ai fost salvat de la nec. Tu să spui, oi, eu nu știu să povestesc, stai să chem păstorul. Cum adică să nu știi să povestești cum te-a salvat Dumnezeu de la moarte? Cum să nu știi să explici oamenilor cum ți-a salvat Dumnezeu viața și te-a scos din mocirile și din păcat și din probleme? Cum să nu știi? Îți trebuie dar pentru asta. Chem păstorul, să chem un predicator, să chem pe cineva care știe să vorbească. Dumnezeu ne-a chemat să fim niște oameni care să aducem oameni la mântuire. Dar când ne aducem la mântuire, să-i ajutăm să fie dezlegați de legăturile diavolului. Și printre legăturile diavolului pot să se numere boli, duhuri, probleme, blesteme, vrăjitorii și așa mai departe. Și astea trebuie rupte de noi ca și ucenici al Dumnezeu. Amin? Deci noi suntem trimiși de Dumnezeu în lumea asta să facem bine. Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a dat autoritate. Spune în Luca 10:19 că iată că v-am dat
putere peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Și le spune unor ucenici care n-aveau Duhul Sfânt. Dar aminte noi, creștinii, care avem Duhul Sfânt și avem botezul cu Duhul Sfânt, noi care avem ceva ce ei, toți oamenii din Vechiul Testament, tânjeau după darul ăsta. Ei nu au avut, noi îl avem și noi ne uităm la ei. Bă, ce mi-aș dori să fiu ca ei? Și ăia, în comparație cu noi, aproape că n-au nimic. Spune și Petru, dacă nu greșesc, o să ei se uitau la noi și în viitor, tânjind, băi, ce ușor îs fiilor. Și noi cu puterea care a creat universul ăsta, cu puterea asta, noi n-am dar. N-am chemare. Dumnezeu să ne ajute să renunțăm la lucrurile astea și să intrăm în chemarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia, de a fi ucenic al Lui. Amin? Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin.